Care și asta? În fine, asta e 30 de milioane. Asta e vreo 15. Nu mai. Cât e, mă? Zic 800. 800 de euro. Da. 500 de euro. Ceastiso 900 de euro, lanț Swarovski 12 milioane, lanțul 5000 de lei și jaca Moncler 83 de milioane. 15. Cam așa a fost. Bună dimineața, băi frățiori și surorile mele, și bine v-am regăsit la un nou un alt vlog. Eu sunt Zebit Ghișan și astăzi nu știu ce, am foarte multă energie și trebuie să mă consum. Ce mai faceți, cum mai sunteți, care mai este viața voastră, băi frățiorii mei? Astăzi o să facem cât costă outfitul de pe tine cu youtuberii români. O să mergem pe la fiecare, o să intrăm peste ei în casă și o să le analizăm outfitul de pe ei și cât costă. Să vedem cât valorează, mă, outfitul youtuberilor de astăzi. Nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, share și subscribe și un follow pe Instagram la Zebit Ghișan, aș fi foarte, foarte, foarte recunoscător. Hai să nu mai stăm mult de vorbă și să-i dăm drumul la treabă. Aseară, bă, stăteam și mă gândeam, bă, eu dacă n-aș fi fost vlogger, youtuber, editor, video, chestii de-astea, bă, cred că mie mi-ar fi plăcut să fiu, nu o să vă vină să credeți, profesor de sport. Mi-ar fi plăcut să fiu profesor, dar gen nu așa să învăț matematică și de-astea, dar profesor de sport, așa la caterincă, să mă duc acolo în cancelare la caterincă cu profesorii, cu elevii, cu alea, m-aș fi distrat într-una. Scrieți și voi în comentarii ce vă place vouă să faceți, ce, nu știu, ce v-ar place vouă să fiți când o să fiți mari sau ce sunteți deja. Chiar sunt curios, cum știți că citesc toate comentariile, le vă dau inimioare la toți. Bun, hai să nu mai stăm mult să vorbim și să mergem la domnișorul Pain. Bună dimineața, dragul meu prieten Pain, ce faci? Cum ești această dimineață? Cum te simți? Trebuie să mă duc să scot masala, că mă doare masala, dar nu mai pot. Adică nu s-o scot, doamne. Trebuie să scot eu, pe gratis. Dacă, mamă, te rog, termină să zic că trebuie să te bat. Deci, fii atent, trebuie să îmi prezinți outfit-ul de pe tine și cât costă fiecare obiect vestimentar, cu ochelari, cu lanț, cu ce vrei tu și la sfârșit facem un calcul. Bine, frumos aici, în dreapta, în stâng. Păi, începe cu gen de sus. De sus, jos, jos, ok, da. Bine. În primul rând știi că nu prea dau banii pe toale, că nu-mi plac. Da. Gen, dar pana mea, hai zicem așa, bluza de la Fila, cred că nu, începe cu ochelari. A, ok, ochelari, vreo 20 de milioane. Așa. Plis de la Ray-Ban, frate, și de vedere. Așa. Și cu toate nebunile, cu tic, că și tu ai te nebunile pe ei, așa. Eu am dat 3 milioane pe ochelari și 10 pe ramă. Da, exact, și tot așa, acolo. Mă rog, așa, fine. Deci 20 de bețe, da? Da, 20 de bețe. A, mi plus minus, știi? Nu știu exact. Avem lănțucurile mele, care oricum valoarea lor este mult mai mare decât costele, fiindcă sunt primite de la cineva drag, adică de la mama mea cea sfântă. Ăsta e 30 de milioane. Mă rog, crucița a fost practic, nu, de fapt, da, crucița a fost practic primită de la ea, care este aici. Care și asta? În fine, asta e 30 de milioane. Asta e vreo 15. Nu mai știu gramajul de la el, am uitat. Și brățara asta, care din nou am primit-o de la mama, valoarea infinită. Infinită. Și inelul ăsta. Ok, zic cât costă brățara. Păi brățara, nu știu, are 10 grame, cred că e, nu știu, 10 ori 20 de milioane. Și acest ineluș, care are 6 grame sau 5 grame. 11 milioane, mă. Așa. Da. Bluza, un băț sau două bețe, nu știu exact. Mă simt, zici că how much is your outfit worth? Pantalonii, să mă bată tata, cred că am luat din SH. 80 de lei, 100 de lei, habar, nu știu cât de am plac, mă. Așa. Șosetele simple, 3 lei. Chiloții? De pe tine? Chiloții, stai să mă. Chiloți luați din piață de la Obora. Cred că și rupți, dacă... 20 de lei, 15 lei, cât costă o pereche de boxe? Cam așa, nu știu. Că nu-mi cumpăr. Da, nici un băiat, am de... Dinții, dacă să pun, vreo 90 de bețe mi-am băgat până acum. Bun, deci campaign are în total pe el, bam, această minunată sumă. Bună dimineața, dar... Hello. Ce faci? Bine, tu ce faci? Care mai este viața ta, cum îți mai merge? Foarte bine. Foarte bine? Bun, da. Deci fii atent, trebuie să-mi prezinți outfit-ul tău din cap până în picioare, okay. Și cât costă, știi? Ok, geacă ăsta la 5 bețe. Așa. Tricou, ăla din Amsterdam. N-a fost în Amsterdam, nu știu când am apărut. 10 euro. Așa. 5 euro. Lanțul? 20 de lei. Nu, glumesc, din polis. Și cât e? 3 milioane, cam așa. Așa? Așa? Pantalonii, blugii, ce pot fi ăștia, nu știu. Vagabond? Pune mâna, nu? Vagabond, da? Așa, nu știu, 4 milioane să zic, cred, parcă 3 jumate, nu știu. Așa, și Adidas și Adidas Nike. Ăsta, da, Nike. Georgescu, glumesc, e un zgârcit. Am dat banii pe ei, tot de la zi, nu știu. Ba nu, din bază, min, din bază, 5 bețe. Cam așa a fost, nu? Cât suntem voi? Cam așa. Da. Bun, și totalul totalul lui Eduard este BAM! Aici. Bun, deci ne-am întâlnit aici random cu... NRareș27 pe Instagram. Oh, da, așa da. Și te rog frumos să ne prezinți ce porți pe tine, dragul meu. Ok, Rares. Deci am un Hanorako Fight Galaxy
un model puțin mai vechi, cred că este 500 de euro. O pereche de pantaloni Jordan, nu mai știu exact de unde am luat, în jur de 300 de lei, cam așa. Așa. Și ce are niște Easy AK 350, am dat 300 de euro de pe StockX la resell. Da. Bine, asta. 500 cu 300, forță, 900 de euro, mama, numai bine. Bună, brrrr! Bine, m-am găsit la un nou. Ce mai faceți astăzi? Ce faci tu, unchiul? Stai. Ce mai faceți locatarilor în sfânta zi de duminică? Hăți cu bună dimineața, ce faci, Sebi? Am venit să-ți fac o vizită, că mi-a dat doar de tine. Bă, putem să trecem? Am trecut peste faptul că ne-a dat gherlă de Revelion? Adevărat, să-mi mă, ne-ai dat gherlă de Revelion. De ce ne-ai dat gherlă de Revelion? Dacă veneați mai repede, mă, la 3 noaptea, veneam. La ce era la 3 noaptea? La 3 noaptea deja am băut acolo, am pus în pat frumos. Bine, ok, deci trecem peste faptul că Sebi Crișan ne-a dat gherlă de Revelion. Voi mi-ați dat gherlă. Și anul trecut mi-a dat gherlă de Revelion. Două, la 3 ani ce se întâmplă? Le-ai cu norocul, bă. Intră specială. La 3 am dat voi gherlă mie. De fapt, cum mi-am dat și eu intre gherlă. Ce? Dublu gherlă. Ia zis să vină, n-a venit. Da. Am dat gherlă. La Mitsu. Da. Am crezut că veniți după 12. Am venit după 12. Numai după 12 am venit. Așa s-a așa, frate, deci ce vreți să deci trebuie să-mi prezint outfit-ul tău și gen cât costă. Vreți frumos, marcă okay. Și... Din cap până în picioare. Da. Prima oară am aici niște papuci. Am zis din cap până în picioare, din picioare până în cap. Nu, începem de jos. Niște papuci, mi-a luat maica mea cu câte 20 de lei, mi-a luat mai multe perechi. Dintr-un mall, nu știu sigur din ce mall, 20 de lei bucata. Mai fain așa rost. A, uite, pe la zi. Așa. Pe aia șosetele din H&M cred că sunt 8 lei. Așa. Blugii sunt de la băieții de la Don Lem. N-am dat niciun ban pe ei, dar ei costă 200 de lei. Nu se pune ca 200 de lei. Pune ca 200 de lei. Avem o curea Hermes. Căutați voi pe net cât costă. Hugo Boss din aia. Hugo Boss, Tommy Hilfiger. Nu. Eu nu vreau să spun că mă simt prost. Mă simt super prost că am luat aia. Mult. Zic că trebuie să pun preț aici așa. Mai mult ca mașina mea. Cât e, mă? Zic, 800. 800 de euro? Da. 800 de euro cu ea. Sau 700, nu mai știu. Și ți-a luat o shot? Băi, ți-a luat de bună voie. Ai zis, băi, eu mi-am curat de 700 de euro. Da, frate, da, frate. De ce, mă? De ce? Era, că era în vremea lui de pokemoneală când purta unul la mână, unul la mână și doi la mână, pentru că Gucci și Louis Vuitton știe toată lumea ce e. Asta numai cine știe poate să știe cât costă, știi? Și a să uită boiul ăla, mamă, ce curea Hugo Boss ai, știi? Și ultima, adică ce, nu vreau să mă flexez, numai pe aia care știu deja asta. Are exact aceeași curea, H-ul ăla, zici că e luat din Bershka. Bă, aia Hanoracul ăsta e preferatul meu, cred că e 200 de lei, tot de la Don Lem. Nu știu sigur dacă e firma Don Lem, dar de la ei am. N-am dat niciun ban pe ei, pe el. Dar e cel mai, e, bă, deci stau într-una, el să cred că deja are microbi, sau de o lună într-una stau. Bine, l-am mai spălat de vreo 10 ori. Da. Dar stau și pe acasă și și ies pe afară în ele, e cel mai tare. Plus că nu mi-e frig în el, știi? Da. Și ce mai poți să pui? Vopseaua din cap, cât a fost? 50 de euro. Bă, dar cu ce p***a te vopsi? Nu știu. Ia, sunt beroane. Ce? Al meu? De ce? Doamne, nu știu ce stăm acolo. Așa, că tot vorbeam la telefon, aceasta este o husă zbârmic X Mobil Fox. Nu știu cât costă. O husă dacă te-am luat. Bă, ți-am luat de 100, ți-am dat la asta 100 de huse. Mă am pasta de la asta, de la managerul tău. Da, e varianta întâi. Uite, era puțin mai strâmb textul, acum l-am făcut mai drept. Se schimbă logo-ul ca la Nike, ca la McDonald's. E o companie mare. Așa, iPhone are, nu știu cât costă iPhone-ul, e 11 Pro. Nu, doar obiectele de pe tine. Așa. Kilo-ți ce kilo-ți ai? Kilo-ți? Nici pe ăștia n-am dat bani să-mi bau. Ai ciordit? Nu! Am primit de la About You. Dar nu știu, nu mai știu de care sunt. Stai. Hollister. Arată-ne p***a zbor. Hollister, nu știu, sunt ieftini. Până într-un milion, două perechi, 50 de lei perechea. În caz că erați curios, ce kilo-ți am eu acum, știți? Top. Ești nebun, știi care o să fie gen top comment-ul. Și cine bă, te-am întrebat pe Sebi? Eu, da. Mai am și portofelul. Nu-i portofel, e... Card holder, pentru că nu folosesc portofel, că nu folosesc cash niciodată. Păi și când mai să speli mașina, ce faci?
Good question. Nu merg să-mi spăl mașina. O, pe bune. Păi și de exemplu când mai se parchezi undeva, da? Așa. Poți să plătești cu cardul? Cu telefonul, prostule. 2021. Stai, voi plătiți parcarea? Azi, spre exemplu, am plătit-o. Că era ăla în fața mea, că venea la mine la geam, vezi? Parcarea. Nu, am niște bani în mașină de spate, nu, glumesc. Am niște bani de parcare. Parchez mașina, nu vreau niște bani. Și ăsta e de la... Și portofelul e de la Versace. La mine. Da, ăsta gen, îmi place super mult, că țin în fiecare zi, mă, și da, chiar mi se pare ok. Cât a fost? 135 de euro, dar era redus la 200. Îți dai seama. Bă, dar gen, îl țin în fiecare zi în mână și chiar îmi place așa cum se simte. Uite-mă, țin în mână. E nașpa? E fain, dar gen, bă, dar fii atent, dacă n-ai multe carduri, poți să-ți ții un card și poți să-ți ții și cash în el. Nu vreau, dar nu vreau să țin cash, asta e ideea, înțelegi? Da, mă, dar... Poza cu mine. 15 carduri, deci de mână am două firme, am mătaj nebun unde atât. Păi dar nici nu țin totul la mine, mai am un portofel pe care îl țin doar în mașină și care am buletinul. Bună seara, dragul meu, prieten. Bună seara, dragul meu, Sammy. Ce faci, cum ești, care mai este viața ta? Uite bine ce am venit pe la căsul să mai montăm un duș, mai astea. Te muți? Da, mă mut. Bine, am nevoie să îmi prezint outfit-ul tău din cap până în picioare. Mamă, și prețul. Mamă, astăzi suntem slab outfit. Astăzi suntem așa. Păi avem așa, brățară Empoli de aur. Nu știu cât are, știu că are aur alb, are vreo 16 grame, cam așa. Și cam cât vine asta? 16 ori 2, 260 ceva, vreo 40 de milioane, cam așa. Avem o brățară Swarovski 700, ceastis-o de lei. Ceastis-o 900 de euro, lanț Swarovski 12 milioane, geacă Tommy, habar n-am, tricou COS, asta nu știu, cred că e 9 milioane sau nu știu, tricou COS 2 milioane, pantalon Nike 2 milioane. Așa și Adidas și Nike. Și dacă 7 milioane, 4 milioane, nu știu. Bine. Și totalul lui Gami este... Bună seara, Mădălin, bine ai revenit în București. Te pup, ciao. Ce faci? Foarte bine. Cum a fost drumul? Pă, nu, el a condus, eu a condus, nu eu. Binișor. Eu am stat în dreapta ca un lacheu. Ai dormit, ha? N-am dormit. Numai vreo 5 minute până au zis de mi doarme și nu dorm. Bine, dragul meu, Mădălin, te rog frumos să-mi prezinți outfit-ul tău frumos, cu sume, cu cifre, din cap până în picioare. Îl vedeți și pe Instagram în nenumărate poze, că na, plăcerile nevinovate a oamenilor. Încep cu ce? Începe cu, nu știu. A, bine, in el 20 de milioane, în milioane. Milioane sau un euro? Un milioane. Așa, vă 20 de milioane. 25 asta. 23, 20, acum depinde la gramaj, nu știu. Vreo 25 mi s-a zis că e 20. No, lasă, 20. Așa, ceas Rado cu diamante, băi, haterilor, nu gunoaie. Asta e vreo 8.000 de lei. E 8.000, e o piesă destul de scumpă. Am mai am o brățară de 1.000 de lei și o am la mine de o grămadă de timp. De vreo 10 ani mai exact. Brățara de la Vane, ce costă și ea? Vreo 10 lei, așa. Așa, bun, frumos. Adidas, 40 de milioane, 45, 1000 de euro, nu știu câte sunt, 800, 40 de milioane. Blugi de la Zara ca fiecare om, clasic. Vedeți și la hype-iște amar de îmbrăcați de 10 de mii, tot cu blugi Zara, că cei mai șmecheri, cei mai comozi, adică pe bune, Zara e Zara. Un Palm Angels, 1200 de lei, cred, așa, lanțul 5.000 de lei și Jaca Moncler 83 de milioane. Frumos, faci tu calculul, frumos. Nu știu, e ceva. Bun, totalul lui Mădălin este... Mult, Mădălin, mult. Nu-i mult. E mult, îmi pui mie jumătate Mustang lovit pe partea dreaptă să schimb volanul, știi, și de piese.